Băi, astăzi vreau să vă arăt și vouă cum curățăm un computer care este într-o stare nu chiar ok, cum îi facem cable management-ul, aspirăm, îl curățăm, îl punem la punct să funcționeze ca și nou. Am un computer aici plin de praf, și exterior, și interior, și tot ce... toate cele. Ne apucăm, îi facem un mic tutorial cum curăț eu un computer, cum... Puteți și voi să faceți acasă în oarecare măsură. Eu vă schimb pasta termică de pe procesor, pe placa video, să vedem dacă putem desface. Să schimbăm pasta termică și pe procesorul plăcii video. Suflăm praful, aspirăm, curățăm absolut tot, îl punem la loc și facem și o reinstalare de Windows rapidă. Și vă arăt și vouă cum iese. Hai, să-i dăm drumul la treabă, zic. Ne punem la masa noastră de lucru, luăm computerul, o să-l desfacem, să vedem cantitatea de praf pe care o are. Mutăm tastatură, mouse, totul de aici, să ne facem puțin loc. Pe birou, bă, cam asta e unitatea. Nu știu dacă o vedeți voi din... Nu se prea vede praful de pe ea. O să iau camera rapid să vă arăt și vouă și exteriorul. Uitați aici ce simpatic l-am primit. Uite-te cum arată. Na, imaginați-vă dacă așa arată exterior, cum o să arate băiețașul interior. Să ne punem să-i dăm side panelul jos. Mamă mia, acum. Turbo Diesel Intercooler se numește asta. Ai de viața mea, frate, ce are aici? Na, eu mă mai sfătuiesc și singur. Na, uitați-vă și voi cum arată. Ia. Dăm un pic zoom. Super frumos fenul. Dăm un pic și interiorul. Ia uite ce. Nebunie ăla e acasă. Facem un mic timelapse, cum îl desfacem, fiecare bucățică. Așa, revenim cu zoom-in-ul la loc. O să facem un timelapse, cum îl desfacem, vai de mine ce praf are. Mă minunez singur că mai rar găsește așa ceva. Îi dăm drumul la un timelapse, cum îl desfacem, cum îl curățăm. Facem oricum și o poză de înainte și după și revenim când este din nou asamblat și cu totul pus în funcțiune. Hai să dăm drumul. Deci, nu știu dacă face focus, uitați-vă și voi pe acest cooler de pe procesor, că aproape nu mai are pastă. Nu înțeleg cum a funcționat computerul ăsta. Deci, aproape nu are pastă, e verzuie chiar, nu știu ce pasta lupește. Cam așa arată.
O să apropii camera. Hai să iau camera de pe suport, de pe stativ. Să vă arăt și un pic din interior cum arată. Că e desperiat atâta. Deci fii atent. Și procesorul. Uite ce. Deci pic de pastă nu are, nu înțeleg cum a funcționat calculatorul ăsta. Mamă, ce rândă. Deci, să enumerăm pe scurt. Am luat o pauză, am făcut o cafeluță, să bem. Computerul îl voi desface complet. Voi scoate toate piesele, va rămâne carcasa goală. O aspirăm toată, curățăm fiecare piesă în parte, reasamblăm totul, facem un frumos cable management, punem totul la loc și îi dăm drumul. PC-ul ăsta zici că a la zăpadă la cum arată. Uitați-vă și voi cât praf poate să aibă în interior. Cred că nu a fost curățat chiar niciodată de când a fost achiziționat. Dezastru. Dezastru. Haideți aici. PC-ul inițial a venit cu această jucărie de cooler. Un cooler pentru AMD, dar extrem de micuț, curățel, și m-am gândit să-i facem un update la coolerul piramidal, tot de la AMD, mult mai mare, și cu lumini pe exterior. Sigur îl cunoașteți foarte bine. E un cooler super, super ok, mult mai mare, mult mai calitativ. Vom pune pe acesta pentru că va arăta mult mai bine computerul față de mini coolerul care îl avea.
Și cam așa arată și munca mea depusă în decurs de aproximativ 4 ore. L-am curățat complet. Am reinstalat un Windows. Dacă doriți să vedeți cum să instalăm Windows-ul, vă las aici sus un card. Puteți să-l accesați și să vedeți cum se instalează Windows 10. Nu am mai filmat și acest procedeu pe acest sistem. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut și dacă v-a fost de folos, de ajutor, nu ezitați să dați un like, un share, să vadă și prietenii, subscribe dacă nu ați făcut-o până acum și ne vedem în videoclipurile următoare cu noi proiecte interesante. Vă doresc o zi superbă în continuare și pa, pa!